De la ecologizare până la decolmatarea șanțurilor sau văruitul copacilor de pe lângă drumurile din comună. De asta se ocupă în această primăvară beneficiarii legii 416 din Vernești. Soluția identificată de edil nu este nouă, ea a fost pusă în aplicare și în anii anteriori. Cum am promis, în fiecare an ieșim la curățenia satului. Acum suntem în zona Cândești, unde sunt șanturile colmatate după o iarnă mai... Nu a fost chiar grea, nici chiar multe ploi, dar au fost destule ierburi crescute pe șanturi, pe astea, la decolmatare. Am fost la văruitul pomilor, încă mai sunt oameni la văruitul pomilor și în continuare continuăm toată acum. Pe lângă diminuarea costurilor salubrizării comune, edilii urmăresc și integrarea beneficiarilor legii 416 în comunitate. În Vernești funcționează o firmă de salubritate, dar soluția adoptată, mai ales primăvara, este considerată a fi ideală. Erau mult mai mari, noi avem și firma de salubritate a noastră care strângem gunoaiele și tot ce sunt rezultă din curățenie le strângem noi. Câți oameni aveți la ajutorul social care ies la profesie? Care sunt apți de muncă în jur de 80 și ceva. La Paște am început să scoatem, că nu sunt toți 80, scoatem pe fiecare zi câte 10-12 ca să putem să-i mânuim mai frumos, cum se spune, să avem grijă de ei. Și mai avem o echipă la Vernești, o echipă iar la Cândești la Văruit de Pom, una iar înspre Valea Mantei, deci avem 4 echipe astăzi. Numărul de ore variază de la familie la familie? De la familie, de la membri, câți membri sunt în familie și de asta iau și bani. Programul asistaților social diferă în funcție de numărul membrilor fiecărei familii. Evident, și remunerația de la stat diferă de la familie la familie.